Când viața prezentă se termină, mintea va zbura fără să aibă de ales pe vânturile karmei spre o nouă viață. După cum spunea Pabonka Rinpoche în cartea sa, Eliberarea în palma mâinii tale, gândurile noastre în momentul morții activează karma care va fi cauza următoarei noastre renașteri, iar ceea ce activează această karmă este dorința și atașamentul, cea de-a 8-a și a 9-a verigă din cele 12 verigi ale existenței dependente. Rinpoche a spus că acest lucru se întâmplă atunci când mintea este încă activă și încă ne mai putem aminti de binefacerile noastre sau alții ne aduc aminte de ele. În acest moment este foarte important să ne putem controla gândurile negative care apar, amintindu-ne de lama și de învățături, renunțarea la samsara, karma, vacuitatea, iubirea binefăcătoare, marea compasiune și restul, care ne dau șansa de a ne naște pe tărâmul pur al lui Buddha sau de a avea o renaștere umană perfectă. Dacă ultimele noastre gânduri grosiere sunt virtuoase, karma proiectoare va fi virtuoasă. Dacă ultimele gânduri grosiere nu sunt virtuoase, karma proiectoare nu va fi virtuoasă. Sămânța karmică care rodește, care probabil a fost plantată cu sute, chiar milioane de vieți în urmă, este determinată de obișnuința cea mai grea, cea mai puternică. Dacă semințele sunt egale ca putere, sămânța care a fost plantată prima va fi cea care va rodi. Dacă murim cu mânie sau atașament puternic, următoarea naștere va fi doar în tărâmurile inferioare. În general, atașamentul provoacă renașterea ca spirit flămând, ignoranța provoacă renașterea ca animal și mânia ca făptură a infernului. În aceste tărâmuri inferioare vom experimenta suferințe inimaginabile pentru o perioadă de timp incredibil de lungă. Suferința din lumea umană este nimic pe lângă suferința de acolo. De fapt, este ca o mare plăcere.